O lacrimă albă de Ionel Sava. Distribuție: povestitorul, băiatul accidentat, doctorul Ionel Sava, fata Bogdana Găgeanu. Doar aici la Radio ANG. Ea, 23 de ani, își suspendase temporar studiile universitare pentru a lucra într-un cabinet de avocatură ca și femeie de serviciu. Salariul era mic, însă satisfacția că poate învăța câte ceva de la mai marii baroului era enormă. Visul ei era să-și continue studiile și să devină un avocat de succes, însă a fost nevoită să oprească temporar studiile dedicându-se familiei. El, 24 de ani, visător cu planuri mari, lucra câte ziua de lungă pe un șantier. Se cunoșteau din copilărie, fiind vecini, s-au jucat și crescut împreună. Nimeni și nimic nu i-a despărțit. Deși părinții nu au fost de acord cu relația lor, ei au continuat. În una din zile, ea primește un telefon. Era la serviciu și nimeni nu o căutase în timpul programului de lucru. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Cine sunteți? Sunt medicul de gardă de la spitalul de urgență din localitate. Da, ce? De ce m-ați sunat? Ce s-a întâmplat? Oh, Dumnezeule! Dumnezeule! Vă rugăm să veniți. Soțul dumneavoastră a avut un accident. Una din schelele pe care lucra avea să se desprindă din îmbinările sale. Abia și desprinsese centura de siguranță, urma să meargă în pauza de la prânz, când drumul până la spital a fost ca o fracțiune de secundă. În mintea ei se desfășurau tot felul de acțiuni, de idei. Se gândea la mama ei, la tatăl ei, dar nici o secundă la el. Niciodată nu și-a închipuit că lui îi se poate întâmpla ceva rău. Bună ziua, domnule doctor! Spuneți-mi, vă rog, ne pare foarte rău, domnișoară. Soțul dumneavoastră a avut un accident la muncă. S-au desprins schelele la care lucra, iar în cădere a suferit o traumă. Ce fel de traumă, vă rog? E bine? Este în viață. Însă o grilă metalică i-a străpuns ochii și, din păcate... Ce vreți să spuneți? Ne pare rău, însă va rămâne fără vedere. Oh, Dumnezeule! Nu se poate! Nu se poate! Pot să-l văd! În momentul acesta, nu. Este la terapie intensivă. Vă rugăm să reveniți peste câteva zile, atunci când se va trezi. Nopțile erau foarte lungi, timpul trecea greu, iar în mintea ei se derulau filme, imagini, amintiri. Bună, iubitule, scumpule, mă auzi? Da, te aud, însă unde ești, de ce nu te văd?
Stai, stai liniștit, nu te agita. O să fie, o să fie totul bine. Trebuie să-mi spui, te rog. Nu mi-ascunde. Dar tu... Nu ți-amintești nimic? Știu că am căzut. Dar de ce nu pot vedea? Medicii spun că... dacă se găsește un donator, imediat se poate rezolva. Doamne, Doamne, de ce eu? Imediat se lăsă o liniște mormântală, moment în care el a dormit. Drumul spre casă se croia printre mașinile ce claxonau asurzitor. Ea nu auzea, nu vedea, o singură imagine avea în minte, pe el. Era neputincioasă, slăbită și incapabilă de a realiza ceea ce se întâmplă în jurul ei. Picioarele îi erau instabile, călca ahotic prin bălțile negre, gândul îi era niciunde. Bună dimineața, iubire! Dragul meu, mă auzi? O siluetă se întrezări, iar câteva momente imaginea devenise clară. Era ea. Neața! Neața somnorilă! Iubito, iubito, te văd, dragoste. Au găsit un donator? Da, da, dragoste, dar acum trebuie să dormi. Corpul tău are nevoie de odihnă. Dar tu, iubita mea, ce ai pe față? De ce ai un bandaj pe ochi? Răspunde-mi, te rog. De ce taci? Vorbește-mi. Dragoste, să nu spui, nu. Dumnezeule, ce ai făcut? Mi-ai donat un ochi, Doamne. Nu. Nu, 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 iubitule, nu, nu, nu l-am donat. L-am dăruit. Nu, nu se poate. De ce? Ți-am dăruit un ochi. Pentru că tu meriți asta. Ca să ne poți vedea, iubitul meu. Să ne poți vedea. Pe voi? Ce vrei să spui? Să vă pot vedea? Pe mine, pe mine și pe copilul nostru, pentru că... pentru că sunt însărcinată, amore. Se lăsă tăcere și, împotriva voinței lui, o lacrimă albă i se prelinse încet pe obraz, din ochiul lui și ochiul ei. Thank you.
Thank you.